Iubiți frați preoți și dragii noștri credincioși, trăim vremuri cumplite de restriște, în care suntem îndemnați să ne izolăm unii de alții și mai ales bunii noștri credincioși sunt obligați, ca și în timpul sfintelor slujbe, să rămână acasă, chiar dacă clopotele bisericilor îi cheamă la Hristos, la cina Domnului. Oile cuvântătoare și ascultătoare ale Mântuitorului, cu lacrimi în ochi, rămân în locuința lor, făcând ascultare față de autorități, dar întristându-se profund că în această perioadă Apostolului Mare nu se pot întâlni cu Domnul în casa lui cea sfântă și mai ales cu durere în suflet, sunt despărțiți de Sfânta Împărtășanie, de Sfânta Euharistie, de trupul și sângele lui Hristos, care se frânge și se varsă și astăzi pe masa Sfântului Altar pentru noi și pentru a noastră mântuire. În minte ne vin acum cuvintele de viață dătătoare ale Mântuitorului. Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Căci trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Ioan, capitolul 6, versetele 53 la 56. Durerea și întristarea preoților la ora actuală este că bisericile sunt goale. Pentru prima dată suntem nevoiți să slujim singuri, fără credincioși, în sfântul locaș. Te cutremuri când trebuie să rostești o binecuvântare către popor sau pur și simplu să spui pace tuturor și în biserica noastră dragă nu este nimeni. Iar sabia durerii ne atinge inima, mai ales atunci când luăm sfântul potir și ne întoarcem spre credincioși, spunând cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Și nucleul de creștini practicanți și activi, care înțeleg că viața este Hristos, nu mai vine. Nu se mai apropie nimeni de Euharistie, pentru că dragii noștri credincioși stau și plâng acasă de dorul după Dumnezeu, iar noi, preoții, săvârșim Sfânta Liturghie și celelalte slujbe cu lacrimi de durere, mâhniți, indignați, căci cea mai mare parte a mădularelor bisericii, adică credincioșii, nu sunt împreună cu noi la sfânta jertfă pe care în pace dorim să o aducem. Știm de la Mântuitorul că El este vița cea adevărată și mai știm că orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește, ca mai multă roadă să aducă. Ioan, capitolul 15, versetele 1 la 2. De aceea, noi, cei credincioși, nu putem înțelege viața fără această relație directă și personală cu Domnul nostru. Fără El, murim spiritual. Nu putem trăi, nu putem respira și nu ne putem mișca fără Hristos, pe care îl iubim cu toată ființa și vrem să fim cu el acasă, dar mai ales în casa
Lui, la biserică, în casa caselor noastre. Domnul Iisus ne cheamă și ne spune: rămâneți în mine și eu în voi. Precum lădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Ioan, capitolul 15, versetele 4 la 5. Noi, preoții și episcopii, am ajuns să ne păstorim pe noi înșine. Boala și spaima, lupul cel înțelegător, a venit, a răpit și a risipit oile cuvântătoare. Profetul Ezechiel ne avertizează și pe noi, păstorii noului Israel. Și Domnul Dumnezeu ne întreabă: păstorii nu trebuiau ei oare să păstorească turma? Ezechiel, capitolul 34, versetul 2. Păstorii noului legământ sunt chemați astăzi, în vremuri confuze și complicate, să urmeze pilda păstorului celui bun, Iisus Hristos, care își pune sufletul pentru oile sale. Ioan, capitolul 10, versetul 11. Prin urmare, vă îndemnăm, iubiți frați preoți, să-i căutați la casele lor pe bunii noștri credincioși, să le aduceți un cuvânt bun de mângâiere și dragoste, dar mai ales pe cei care doresc să-i împărtășiți cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Credincioșilor care stau în casă, de frică, spuneți-le că Domnul este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei, capitolul 28, versetul 20. În aceste zile ale postului mare, sfătuiți-i pe iubiții noștri frați, credincioșii bisericii, să citească Sfânta Scriptură, să se roage intens și îndelung, citind din psaltire, ceaslov și acatistier, având candela mereu aprinsă, astfel încât fiecare casă locuită de o familie creștină să devină o biserică în care se slăvește Preasfânta Trăime și este binecuvântat numele Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, iubiți părinți coliturghisitori, intensificați pastorația individuală în aceste zile care au mai rămas până la slăvitul praznic al Învierii. Mergeți din casă în casă, având pe buzele voastre cuvântul lui Dumnezeu și în inimile voastre dragostea jertfelnică a mielului lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Cei care nu pot să fie prezenți la Sfânta Biserică, spovediți-i și împărtășiți cu Sfintele Taine, astfel încât și în condiții de criză, turma cea cuvântătoare să fie pregătită ca să-și întâmpine păstorul pe Domnul Hristos, cel răstignit și înviat. Credincioșii sunt îndemnați să fie răbdători, echilibrați, iar credința în Bunul Dumnezeu, Doctorul Suprem al sufletelor și al trupurilor noastre, să fie constantă și permanentă, neștirbită și neîmpuținată de această criză instaurată în lumea întreagă, la care asistăm neputincioși, dar întotdeauna credincioși în ajutorul care poate veni numai de sus, căci toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit de sus este pogorând de la Părintele Luminilor. Iubiți credincioși și credincioase, rugați-vă neîncetat acasă și trimiteți pomelnicele cu cei dragi ai dumneavoastră, vii și adormiți,
la bisericile parohiale de care aparțineți și la sfintele mănăstiri, astfel încât preoții și călugării să vă pomenească la sfintele slujbe și cu toții să fim încredințați că rugăciunea ne poate ține împreună, în duh și în adevăr, la bine și la greu. Dragi frați preoți, iubiți credincioși și credincioase, vremurile pe care le trăim ne îndeamnă mai mult ca oricând la rugăciune și acțiune. Suntem datori să ne facem cu toții slujba de plin, să împletim liturghia cu filantropia și să nu ne despărțim unii de alții, meditând la cuvintele Sfântului Apostol Petru, care zice: dar mai presus de toate, țineți din răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulțime de păcate. Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 4, versetul 8. În încheierea acestui cuvânt pastoral, aș prefera să rămânem la aceeași epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, care ne vorbește atât de frumos despre datoriile preoților și ale credincioșilor, datorii pe care să-L rugăm pe Domnul să ne ajute să le și putem împlini. Pe preoții cei dintre voi îi rog: păstoriți turma lui Dumnezeu dată în paza voastră, cercetându-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste. Nu ca și cum ați fi stăpâni peste biserici, ci pilde făcându-vă turmei. Iar când se va arăta mai marele păstorilor, veți lua cununa cea neveștejită a măririi. Tot așa și voi, fiilor duhovnicești, supuneți-vă preoților și toți, unii față de alții, îmbrăcați-vă într-o smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Deci, smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalțe la timpul cuvenit. Lăsați-i Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi. Fiți treji, privegheați! Protrivnicul vostru, diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, căruia stați împotrivă, tari în credință, știind că aceleași suferințe îndură și frații voștri în lume. Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 5, versetele 1 la 9. Și pentru că trăim vremuri care par a fi preapocaliptice, să ne îndreptăm atenția spre singura carte profetică a Noului Testament, Apocalipsa. Deoarece cernerea și cercarea noastră se va face în această vreme, Domnul ne întărește și ne spune: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Apocalipsă, capitolul 2, versetul 10. Și iarăși: eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce însetează, îi voi da să bea în dar din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni acestea și voi fi lui Dumnezeu și el îmi va fi mie fiu. Apocalipsă, capitolul 21, versetele 6 la 7. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți în vremea aceasta și în cealaltă vreme a vieții noastre și în vecii vecilor. Amin.